Salut! Numele meu este Ovidiu Oltean, iar tu asculți podcastul Cuvinte cu Zvâc. Te invit să-ți imaginezi următoarea situație. Cineva te invită să-ți ții o prezentare. Poate e vorba despre un eveniment, o conferință, o întâlnire cu elevi sau studenți, o ședință la firmă sau alt exemplu care îți trece prin minte. Ți se spune clar cine va fi publicul tău, câți oameni vei avea în sală și care va fi tema. Afli în timp util când are loc prezentarea ca să te poți pregăti și unde o vei susține. Știi că vei avea la dispoziție X minute. Astfel, știi cum să-ți structurezi eficient ideile. Așadar, ai toate datele clare și sigure. Știi ce prezinți, cui, când și unde. Prin urmare, accepți să ții prezentarea și începi să te pregătești cum scrie la carte. Îți faci slide-uri, repeți și totul merge conform planului. Ai șanse mari să faci o prezentare wow! Vine ziua cea mare. Ajungi la locul prezentării cu suficient de mult timp înainte ca să te obișnuiești cu sala. Totul merge conform planului, dar organizatorul îți spune, relaxat și fără niciun stres, că toată agenda evenimentului e dată peste cap. Mai precis, prezentările anterioare au depășit timpul care le-a fost alocat, iar tu va trebui să-ți faci discursul mai scurt. Concret, aveai 15 minute inițial, dar va trebui să vorbești în 7. Erai pregătit să vorbești 10 minute? Încearcă să te încadrezi în 5. Știai că ai 5 minute la dispoziție plus Q&A? Ghinion, scoate-o într-un minut că nu mai avem timp. Putem să continuăm lista de situații în care vii de acasă cu un buget de timp clar, dar afli la fața locului că socotelile de acasă nu mai bat cu cele din târg. Ce faci în astfel de situații? Iată 4 dintre cele mai comune manevre la care poți să recurgi. Din păcate însă, toate vin la pachet cu dezavantaje. 1. Comprimi prezentarea. Totuși, când afli atât de repede că timpul s-a redus la jumătate sau un sfert, iar tu urmează să livrezi în câteva minute, e cam greu să decizi pe loc ce tai și ce lași. Riști să pierzi idei importante sau chiar firul roșu al prezentării. 2. Contramandezi prezentarea și spui că revii altă dată când vei avea parte de timpul care ți s-a comunicat. Ok, e o variantă. Totuși, dacă îți spun că nu dă bine să procedezi așa, vei înțelege de ce. 3. Nu ții cont de schimbările care au apărut în ultimul moment, așa că te ții de timpul pe care știai că îl ai la dispoziție. Mai exact, mergi pe varianta câinii latră, caravana trece. Dacă planul tău e să nu mai obții invitații pe viitor, asta ar putea fi chiar o strategie bună. 4. Faci scandal, dai cu pumnul masă și le arăți cine-i șeful. Dacă joci într-o comedie, s-ar putea să funcționeze și acest scenariu, dar în realitate nu ți-l recomand. Probabil că niciunui vorbitor în public nu-i face plăcere să afle că regulile jocului s-au schimbat din mers, mai ales atunci când vine vorba de timpul pe care îl are la dispoziție. Cum poți să ieși dintr-o asemenea încurcătură? Răspunsul este simplu, tot prin pregătire. Este adevărat că situația în care cineva îți scurtează timpul cu forța este una neașteptată, dar tu poți să o anticipezi și să te pregătești din timp pentru ea, astfel încât nimic să nu te ia prin surprindere. Iată 3 tactici simple care te ajută să ieși onorabil din situația în care timpul ți-a fost scurtat fără voia ta. 1. Împarte-ți prezentarea în mai multe secțiuni, astfel încât să poți să sari cu ușurință de la una la alta. Concret, dacă reușești să împarți prezentarea ta în multe bucăți mici și independente, poți să controlezi mai bine conținutul ei. Astfel, poți să renunți la mai multe capitole, fără ca firul ei roșu să aibă de suferit. 2. Fă din timp un rezumat care surprinde esența prezentării tale într-un minut. Să vorbești mult e ușor, dar să spui totul în câteva minute e greu atunci când ești luat pe nepregătite. Iată de ce, dacă ai rezumatul pregătit și repetat, ai garanția că poți să spui esențialul și într-un timp mai scurt. 3. Fă o versiune mai scurtă a prezentării tale pe care să o folosești în caz de urgență. Mai precis, dacă lucrezi în PowerPoint sau Keynote, caută să ai la tine și o variantă cu mai puține slide-uri. Instrumentul te va scăpa de stresul de a decide pe loc ce păstrezi și ce scoți afară.
stabilește din timp slide-urile pe care nu le consideri atât de relevante sau cele la care știi că poți să renunți și ascunde-le dacă afli în ajun că timpul tău a fost scurtat. Nu e ușor să reacționezi atunci când afli pe ultima sută de metri că timpul tău de prezentare a scăzut semnificativ. Totuși, situația nu e o dramă. Ba dimpotrivă, e chiar un avantaj. Dacă o anticipezi la timp, poți să o transformi într-un exercițiu care te va forța, poate, să-ți structurezi ideile și mai bine. Pentru mai multe episoade din podcastul Cuvinte cu Svâc, te invit să intri pe ovidiuoltean.ro/podcast.